Fostul șef de stat Igor Dodon, vizat în dosarul Punga Neagră, rămâne în continuare sub control judiciar pentru încă 60 de zile. O decizie în acest sens a fost luată de către magistrații Curții Supreme de Justiție care examinează cauza. Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Ședința de judecată era planificată pentru ora 11, însă a fost întreruptă din motiv că avocații fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, nu s-au prezentat. Întrebat unde îi sunt apărătorii, Dodon a declarat că aceștia participă la alte ședințe. Două ore mai târziu a fost reluată examinarea dosarului, iar avocații au depus o cerere de recuzare împotriva completului de judecată. Solicitarea înaintată însă a fost respinsă, iar ședința a continuat. Magistrații au admis demersurile procurorilor anticorupție care au cerut prelungirea controlului judiciar în privința lui Dodon. Amintim că după aproape două luni de pauză, ieri au fost reluate ședințele în dosarul Punga Neagră. Magistrații de la CSJ care urmau să examineze cauza au depus o cerere de abținere, întrucât anterior ar fi examinat demersuri privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Igor Dodon. Solicitarea a fost acceptată, iar ca urmare a fost creat un nou complet. Dodon a fost reținut în luna mai anul trecut. În luna octombrie 2022, dosarul numit Punga Neagră, în care este vizat fostul președinte, a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Procurorii îl acuză că ar fi pretins de la fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc peste un milion de dolari. Una dintre principalele probe la dosar sunt secvențele video în care Dodon primește de la Plahotniuc o pungă neagră în care se presupune că ar fi bani. Fostul președinte este îmbinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat.